Salutare tuturor și bine v-am găsit la cel mai așteptat episod și cel mai special, pentru că eu am testat-o deja pe această Bonnie și mi se pare unul dintre cei mai buni brawler și cred că va deveni preferatul meu. Și o să vedeți imediat despre ce spun asta, probabil că și preferatul vostru, pentru că faptul că este epic, poate oricine să-l ia, dar cred că o să devină foarte jucat și foarte banat la Power League și Club League și o să vedeți de ce spun chestia asta. Înainte de a începe, nu uitați de butonul like și de abonare, vreau să facem peste 5.000 de like-uri dacă doriți să mă susțineți, mai ales că aceasta este a doua parte când o fac cu această Bonnie netransformată în Cannon, pentru că aceea este foarte OP. Știți bine că dă timp de vreo 2 secunde vreo 9000 damage. Nu e mult, nu e ca și cum a bătut deja toți brawlerii. Deci nu uitați de butonul de like, codul mă dă pe Șopan, pentru că luni va veni sezonul nou și trebuie să aveți neapărat codul pe Șopan dacă vreți să aveți sezonul nou. Pe lângă faptul că trebuie să aveți mai mult noroc ca să o puteți lua pe Bonnie, pentru că e epică și poate pica din boxuri, nu? Așa, și să vă abonați la canal, pentru că procentajul spune că peste 42% nu sunteți abonați, bla bla bla, știți deja chestia asta, e gratis, oricine poate să o facă. Așa că nu mai prelungim, vreau direct să-i dăm drumul, să intrăm în pâine, cum s-a spune pe românește, cu primii brawler Trophy Road și am un challenge pentru voi. La final de live, să lăsați în secțiunea de comentarii câți brawleri a bătut această Bonnie și de la câți a luat bătaie. Ceva de genul, câți a bătut win și câți a pierdut lose. Atâția a bătut, atâția de la atâția a pierdut. Ceva de genul. O să citesc comentariile și o să le notez cu inimioară, așa că hai să trecem la prima raritate. I'm backwoods smoking, I don't know papers past that 808. That shit a dome shaker. Oh bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Buku bitches in my bed, I got scales all on my floor. I got money on the line, plus I'm clocking that galore. I got bitches kissing bitches, all them bitches go explore. I'm feeling way up, well fuck it, I stay up. Put your bitch on my Snapchat, while I fuck up I make her. She want a chance with me, cause she know I'm a rapper. I give a dick but I never get feelings, cause shawty I know what you after. Ce mai ziceți despre asta? Michael bătea și pe Bull. Noroc că a avut scutul, pentru că dacă n-avea scutul cu siguranță îl bătea. V-am zis că acest brawl este foarte bun, stați să-l vedeți mai târziu. Hai să trecem la raritatea rară să vedem cum se descurcă. Acum, ce spuneți despre acest brawler? A bătut El Primo și Roza. 9000 damage, instantaneu. Bro, are damage-ul direct. Efectiv, nu are pic de delay. Este instant. N-au ce să-i facă. Pe lângă faptul că gândiți-vă că eu m-am bătut aici, fără să pot da super OP inamic, să-i mai dau și 1600 sau cât de damage. Stai puțin că nu mai știu, nu mai țin minte. Să mă uit rapid. Aici o avem. 1650 damage pe super, plus 9000 damage. Efectiv, îl bate pe Frank din prima, dar o să vedeți că o să fie puțin cam complicat cu Frank, că nu dai super upper și nu dai acel damage. Așa că hai să trecem la realitatea super rară. Ce e asta? Din păcate, pe Jackie nu poate să o bată, știți din ce cauză? Pentru că are acel star power cu scut și chiar dacă îi dădea tot HP-ul de 9000, a rămas scutul acela care a făcut diferența. Dar cât pe acest să o bată și pe Jackie. Nu mai am cuvinte, efectiv. O să trecem și la raritatea epică, din păcate la Piper nu e distanța atât de mare, pentru că știți că are o distanță foarte mică, această Bonnie, și n-am putut să fac distanța să fie astfel încât... Adică să fie foarte mare. Dar totuși o să vedeți că s-a descurcat exemplar. Haideți să trecem la raritatea epică. Okay.
Rocky, acum este momentul special în care Mortis poate să o bată pe această Bonnie. Oare va reuși? Oare Mortis își va lua revanșa față de toți brawlerii care îl bat și, nu știu, sincer, cred că Mortis rămâne între cei mai slabi brawler la momentul de față. Chiar dacă e el mare trick shatter, că te duci, bam, te bagi în dinamic, e enervant, ce-i drept. Da, decât cu anumiți brawleri. Hai să vedem ce face cu raritatea mitică. Exact ce spuneam, niciun brawler mitic nu îi stă în fața lui Bonnie. Luați-o pe asta. Și nici măcar Max, care pe Max, efectiv. A, da, și am uitat să menționez că Pam-ul, în sfârșit, pe Pam și pe Edgar, poate un brawler să-l bată din apropiere, frate. Cum e asta? Adică, dacă îl bate, bate pe Pam însuși, înseamnă că brawlerul ăsta este tot ceea ce trebuie. În fine, haideți să trecem la realitatea legendară. Nu, sunt curios la Leon dacă o să-l bată. Baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your... Sigur că da, nicio legendară nu poate să stea în față. Asta-i fata mea, asta-i surioara mea, Bonnie. Cam de asta Brawl Stars-ul nu mai e ca înainte, frate. Atâta timp cât bagă brawler de genul ăsta, normal că-l strică. Pentru că oamenii o să joace numai pe ăsta, probabil că noroc că s-au băgat ăsta cu 6 banuri în Power League și Club League și pot să banez până la 6 brawleri, dar cât să mai și banez, că dacă se bagă brawler de ăștia cum a fost Ivo, cum e Bonnie, cum a fost Grumo, dar a fost nerfuit, la fel cred că o să fie și Bonnie, dar să sperăm că nu o să fie nerfuită până să îl luăm, adică în iunie, sperăm chestia asta, dar cum e acum e prea bună, efectiv. Hai să trecem și la realitatea cromatică. Extraordinară, bro, n-ai ce să mai comentezi. Efectiv, e genial. Brawlul ăsta merită luat 100%. Cred că pot spune că e mult mai bun decât Edgar, care a fost dat gratis. Și știți bine că am rupt cu Edgar, adică cu Edgar am făcut rank 35. Probabil că dacă nu o să o nerfuiască prea tare, o să încerc să mă chinui să o fac rank 35 când va veni. Mai norocul nostru că poate vine și pe atunci vacanța sau nu, cred că prin iunie, iulie, nici nu știu când luați vacanță, sincer, și când o vacanță. Dar probabil că o să-mi iau o zi, două, trei ca să o pot juca până nu primește un nerf din ăla foarte mare. În fine, cam asta a fost și episodul, sper că v-a plăcut. Am vrut să fac episodul ăsta neapărat pentru a vă dovedi că Bonnie e next level, adică a spart toate topurile de pe joc și nu neapărat că are damage-ul ăsta din apropiere. Dar poți să te duci în inamici, să sari instant și să dai damage-ul instant. Adică are atât de multe lucruri tari, încât nu ai ce să-i reproșezi. Dă de la distanță, are HP mare, are superul genial care sare oriunde vrei tu. Are tot, frate, absolut tot. Nu știu ce ar fi putut să-i lipsească. Cred că să dea hit-ul mai rapid când e în forma de Cannon sau să aibă 3 hit-uri când era în forma de Cannon. Atât. În rest, nimic altceva. Sau să mai spargă și pereții. Aia era ultimul lucru. În fine, dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like și de abonare. Mersi mult o dată pentru susținere. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!
experiment cu